suntem români fiindcă suntem creștini și creștini pentru că suntem români. Această afirmație definește, în puține cuvinte, caracteristicile esențiale ale ființei noastre naționale, romanitatea și ortodoxia credinței. Latinitatea și creștinismul ortodox sunt cei doi factori prin care ființa noastră națională există și se individualizează în rândul popoarelor lumii. Poporul român s-a născut creștin, iar sub pelerina bisericii, cultura și spiritualitatea românească a putut crește, aducând roade bune la vremea cuvenită. Tinda bisericii a fost pentru o lungă perioadă de timp locul unde școala românească s-a putut dezvolta. Tinda bisericii a fost și locul de unde toți luptătorii pentru unitatea românească au plecat cu rugăciunea și binecuvântarea în suflet spre împlinirea idealului lor. Încă din ajunul primului război mondial, în rândul românilor era împărtășită credința apropiatei realizări a unirii, pe care Biserica Ortodoxă și slujitorii săi nu numai că și-o însușeau, dar o și promovau, de o parte și de alta a Carpaților, în ciuda pericolelor la care se expuneau. În războiul întregirii neamului, slujitorii bisericii s-au aflat, ca de atâtea ori în istoria noastră, alături de popor, trăind cu aceeași intensitate durerile, înfrângerile, dar și bucuriile victoriei finale, suferind samavolniciile regimului de ocupație alături de enoriași sau căzând pe front, în tranșee, unde își făceau datoria ca preoți militari. Sub ploaia de gloanțe, flacăra credinței n-a contenit să stea aprinsă. Preoții în vremi așa grele, arată Constantin Nazarie, conducătorul serviciului religios de pe lângă marele cartier general al armatei române. Au dat dovezi de o abnegație, de un curaj, de un spirit de jertfă și de o activitate așa de înțeleaptă, spornică și folositoare, că și-au atras admirația și respectul tuturor militarilor, asigurându-și locul de cinste în rândurile lor și devenind element absolut indispensabil. Istoria consemnează faptul că în anii războiului au slujit ca preoți militari sau de campanie, confesori, cum era numele lor oficial, numai puțin de 250 de preoți ortodoxi din diferite ținuturi ale patriei. Preotul Ștefan Ionescu Cazacu, căzut în luptele de la Mărășești. Preotul Nicolae Armășescu, de la parohia Tomșani, regimentul 2 Vânători, mort în urma rănilor la Spitalul Colțea din București. Preotul Constantin Buzescu, de la parohia Corbu Olt. Preotul Nicolae Furnica, din Urziceni, regimentul 75 Infanterie, care a luptat la Turtucaia, fiind străpuns de baionetele inamice. Preotul Dumitru Bârlogeanu, de la parohia Sinești Vâlcea. Preotul Ion Cerbulescu, de la parohia Rusăneștii de Sus, Olt. Sunt doar câteva dintre numele preoților ortodoxi care au căzut în linia întâi, apărând dreapta credință și țara. Alții au purtat rănile războiului pe trup, dar nu și în suflet, căci nădejdea în Hristos alungă amintirea răului. Un document din 8 martie 1917 confirmă faptul că între 14 august 1916 și 16 februarie 1917
Un număr de 28 de preoți mobilizați au fost răniți. Dintre ei se amintesc cu vrednicie numele preoților Gheorghe Pasat, mai târziu duhovnicul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, sau lui Ștefan Ciopron, pe atunci soldat, mai târziu episcop al armatei și apoi al eparhiei Romanului și Hușilor. Monitorul oficial numărul 96 din 1918 pomenește numele protosinghelului Justin Șerbănescu de la Cernica, rănit pe front, care a mers cu Sfânta Cruce în mână în fruntea luptătorilor, fiind la un moment dat nevoit să preia conducerea regimentului Feldioara, care pierduse aproape toți ofițerii, sub comanda lui fiind respins un atac al inamicului în zona Azugăi. Este desigur o enumerare aleatorie, care nu vrea să știrbească în niciun fel amintirea tuturor slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române care au luptat pentru reîntregirea patriilor. Preoții români au îndeplinit și misiuni în anumite spitale din țară, încurajând și susținând moral și fizic răniții de război. Astfel, la spitalele de răniți din Iași, la spitalul din Târgu Frumos, la spitalul din Onești, la spitalele de la mănăstirile din Ținutul Neamțului și în alte unități medicale, și-au desfășurat misiunea aproximativ 173 de preoți militari, confesori. Pe lângă preoți, au fost mobilizați pentru nevoile armatei și numeroși cântăreți bisericești, majoritatea dintre aceștia jertfindu-se pe câmpurile de luptă. Numeroase mănăstiri au jucat un rol deosebit de important în adăpostirea și îngrijirea copiilor orfani sau a militarilor răniți. Încă înainte de începerea războiului, călugării și călugărițele din diferite mănăstiri din Moldova au fost pregătiți pentru serviciile Societății Crucea Roșie. Din coace de tranșee, preoții au avut o altă luptă de dus. De la sfârșitul anului 1916, după retragerea armatei și administrației românești în Moldova și instaurarea celei de ocupație în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, numeroși slujitori ai bisericii din aceste provincii au avut de suferit fără de legile ocupantului. Au fost urmăriți, maltratați, persecutați, deportați sau chiar uciși. Printre cei care au căzut jertfă acestor fără de legi s-au aflat preotul Constantin Păunescu din Radomirești-Olt, preotul Vasile Iliescu Buzăian din Homești-Râmnicu-Sărat, preotul Ghiță Giurescu din Bălănești-Buzău, preotul Gheorghe Balaban din Viziru Brăila și, din păcate, mulți alții. Anul 1918. După un lung șir de așteptări și renunțări, de lupte și de sacrificii, desăvârșirea statului național unitar s-a împlinit. Înfăptuitor i-a fost poporul român, iar Biserica Ortodoxă Română i-a fost pavăză firească și neîndoielnică. Basarabia n-are o istorie proprie. Istoria ei e istoria Moldovei, pentru că timp de secole ea a făcut parte din Principat, alcătuind partea răsăriteană a acestuia. Originea și evoluția formelor sale politice, sociale și culturale sunt aceleași cu ale Moldovei. Până în 1812, pentru această provincie nici măcar nu se folosea denumirea de Basarabia. Basarabia, scria Mihai Eminescu, nu însemnează decât țara basarabilor, precum Rusia înseamnă țara rușilor, România țara românilor. După anexarea la Imperiul Țarist în urma păcii de la București din 1812,
în Basarabia se începe o largă acțiune de deznaționalizare a teritoriului. În ciuda tuturor restricțiilor și a presiunilor exercitate de autorități pentru rusificare, preoții de mir și călugării au rămas alături de poporul român, păstrând legătura națională cu Biserica Ortodoxă de peste Prut și cu românii de aici. Astfel s-au păstrat vii limba, tradiția și cultura românească în Biserica Ortodoxă din Basarabia. Acest lucru s-a petrecut și datorită faptului că mai mulți membri din Sfatul Țării au urmat cursurile seminarului teologic de la Cernăuți sau au fost îndrumați de preoții Bisericii Ortodoxe de aici. Odată cu declanșarea în februarie 1917 a Revoluției din Rusia, când țarul a fost detronat, printre românii din gubernia Basarabia a apărut un licăr de speranță, intensificându-se acțiunile pentru afirmarea identității naționale. Câteva luni mai târziu, la sediul redacției Cuvântul Moldovenesc, care apărea la Chișinău din 1913 și care a avut un rol important în lupta pentru unitatea românilor din Basarabia, a luat ființă Partidul Național Moldovenesc. În perioada care a urmat, au avut loc numeroase congrese pe profesii, în care participanții s-au pronunțat hotărât pentru autonomia Basarabiei. Astfel, toate categoriile sociale s-au implicat în mișcarea națională pentru autonomia. Spre sfârșitul anului, se deschideau lucrările Sfatului Țării, cu o slujbă la catedrală, ținută în limba română, de episcopul Gavril al cetății Albe, înconjurat de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei, părintele protoiereu, Andronic, a luat cuvântul, arătând explicit că prin convocarea Sfatului Țării, norodul moldovenesc nu s-a salvat din robia sufletească și trupească, ci numai s-a însemnat o cale, un drum de izbăvire. După slujba din catedrală, în clădirea Sfatului Țării, arhimandritul Gurie a vorbit celor prezenți despre învierea din moartea politică și națională a norodului nostru moldovenesc din Basarabia, care și-a luat în propriile mâini puterea ocârmuirii. Dar, arată el, ca să ținem autonomia, trebuie să ne facem vrednici de a o purta, de a o păstra. Pentru aceasta, Sfatul Țării trebuie să fie condus numai de binele și folosul norodului. După proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, Sfatul Țării, forul de conducere al acesteia, va pleda pentru unirea cu România. La 27 martie 1918, prin strădania unor oameni politici înțelepți și curajoși, aflați în acest sfat al țării, s-a votat unirea Basarabiei cu Regatul României. Mai mulți membri din Sfatul Țării erau absolvenți ai seminarului teologic din Chișinău, iar alții fuseseră îndrumați de clericii basarabeni care au luptat pentru limba română încă de la începutul secolului 20. Printre ei s-au numărat arhimandriții Gurie Grosu și Dionisie Erhan, aleși în fruntea eparhiilor din Basarabia după unire, și preoții Alexandru Baltaga, membru în Sfatul Țării, Andrei Murafa, Ion Andronic, Vasile Gobjilă, Constantin Popovici și alții. Bucovina, străvechi pământ românesc, intitulat sugestiv de către voievozii Moldovei ca fiind țara de sus, a intrat sub stăpânire habsburgică în anul 1775, când în urma unei strategii a Imperiului Habsburgic, în medierea relației conflictuale dintre Imperiul Otoman și Rusia,
dinastia habsburgică a primit de la plenipotențiarii otomani această zonă, ruptă din trupul Moldovei. Anexarea Bucovinei de către Imperiul Austro-Ungar a avut efecte și asupra vieții bisericești. Până în 1775, eparhia era subordonată canonic Mitropoliei Moldovei. Diploma împărătească de la 5 iulie 1783 hotăra ca noua dieceză bucovineană să fie subordonată Mitropoliei de la Karlovitz, cu care Episcopia de Rădăuți nu avusese nicio legătură până atunci. La insistențele guvernului austriac, episcopul Dosoftei Herescu își schimbă titlul de episcop de Rădăuți în cel de episcop exempt al Bucovinei. El va fi instalat în ziua de 30 ianuarie 1782 în noul scaun episcopal de la Cernăuți. La sfârșitul anului 1918, destinul Bucovinei a fost influențat în mod direct de criza generală a Imperiului Austro-Ungar, produsă de înfrângerea acestuia în primul război mondial. Românii din Bucovina s-au organizat în jurul Bisericii Ortodoxe, manifestându-se pentru unirea cu țara. Dezideratele lor erau exprimate în primul număr al ziarului Glasul Bucovinei, apărut în octombrie 1918, întemeiat fiind de Sextil Pușcariu, Vasile Bodnărăscu, Alexe Procopovici și Radu Sbirea. Programul unioniștilor bucovineni, adoptat în aceeași lună, prevedea ca împreună cu frații noștri din Transilvania și Ungaria, cu care ne găsim în aceeași situație, să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă, în cadrul românismului. În aceste condiții, din inițiativa lui Sextil Pușcariu și Iancu Flondor, s-a convocat o mare adunare reprezentativă a românilor, care a decis cu unanimitate de voturi unirea Bucovinei cu celelalte provincii românești. Totodată, după modelul celorlalte naționalități din Imperiu, s-a format un Consiliu Național, alcătuit din 50 de membri, prezidat de Dionisie Bejan și având în componența sa reprezentanți din toate păturile sociale și din toate județele provinciei. Consiliul Național a înființat un guvern provizoriu, numit Consiliul Secretarilor de Stat, format din 14 membri, al cărui președinte era Iancu Flondor. Pe 28 noiembrie 1918, în sala sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuți, Mitropolitul Vladimir Repta a deschis lucrările Congresului, la care au participat 100 de personalități locale ale vremii. La propunerea lui Iancu Flondor, care a prezidat lucrările, s-a votat cu o majoritate zdrobitoare unirea necondiționată pentru vecia Bucovinei în vechile ei hotare cu Regatul României. Reprezentanții minorităților naționale au recunoscut și acceptat unirea cu România, permițând astfel delegații formate din Mitropolitul Vladimir Repta, Iancu Flondor, Ion Nistor, Dionisie Bejan și reprezentanți ai minorităților să meargă la Iași pentru a duce regelui Ferdinand I actul unirii Bucovinei cu România. În decursul vremii, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au identificat mereu cu năzuințele de dreptate socială, independență, libertate și unitate națională, participând prin cuvânt și faptă la marile evenimente ale istoriei și înscriindu-și astfel numele cu litere de aur în cartea vieții poporului român. Biserica Ortodoxă din Transilvania n-a întârziat să-și aducă obolul la realizarea unității naționale prin strădania clericilor, monahilor și a tuturor credincioșilor săi. Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului,
viitorul patriarh, episcopul Ioan I. Pap al Aradului, profesorii de teologie Nicolae Bălan, viitorul mitropolit, și Silviu Dragomir de la Sibiu, protopopul Andrei Ghidiu, teologul Petre Barbu, secretarul eparhial Cornel Corneanu, vicarul Roman Ciorogariu, secretarul eparhial Aurel Magieru și protopopul Gheorghe Popovici de la Lugoj. Acestea sunt doar câteva dintre numele cuprinse pe lista Ortodoxiei Transilvanene. După încheierea ostilităților Primului Război Mondial, odată cu înființarea Consiliului Național Român, care își avea sediul la Arad, s-a putut intensifica într-o manieră obiectivă activitatea populară în vederea realizării unirii Transilvaniei cu România. În cadrul acestor acțiuni pentru unitate, slujitorii Bisericii Ortodoxe și-au adus o însemnată contribuție. Curând după aceea, episcopul Aradului, Ioan I. Pap, împreună cu Vasile Goldiș, secretarul de atunci al consistoriului Eparhiei Ortodoxe Române a Aradului, au cerut episcopilor români din Transilvania să-și precizeze atitudinea față de Consiliul Național Român. În actul de adeziune din 21 noiembrie 1918, ierarhii români transilvaneni Ioan I. Pap al Aradului și Miron Crista al Caransebeșului au declarat că vor colabora din toate puterile la întruparea aspirațiilor naționale. În vederea asigurării ordinii publice și a apărării împotriva celora care ar încerca să împiedice realizarea unității statale a neamului nostru, s-au organizat în întreaga Transilvanie gărzi naționale românești. De asemenea, în orașele și satele românești de aici, s-au ținut numeroase adunări populare în care se cerea cu însuflețire unirea Transilvaniei cu România. La constituirea acestor gărzi naționale și la toate adunările populare s-au numărat la loc de frunte și clericii Bisericii Ortodoxe, acțiunile lor fiind susținute prin periodicele Telegraful Român și Gazeta Poporului din Sibiu, Biserica și Școala din Arad și Foaia Diecezană din Caransebeș. După pregătirea lucrărilor, Consiliul Național Român a luat hotărârea de a convoca la Alba Iulia, pentru ziua de 1 decembrie, o mare adunare națională a românilor transilvaneni, care să exprime dreptul de autoguvernare și de autodeterminare al poporului român din Transilvania în fața întregii țări. La această adunare urmau să fie reprezentate toate păturile sociale, instituțiile bisericești, școlare, culturale, economice, reuniunile de femei, de meseriași, de învățători, gărzile naționale, organizațiile muncitorești și asociațiile studențești. La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, Biserica Ortodoxă a avut ca delegați de drept doi episcopi, episcopul Miron Criste al Caransebeșului și episcopul Ioan I. Pap al Aradului, doi episcopi vicari, Roman Ciorogariu, Eusebiu Roșca, delegați ai consistoriilor ortodoxe, protopopi, câte un reprezentant al institutelor pedagogice, câte doi reprezentanți ai studenților de la fiecare institut teologic, preoți și învățători ai școlilor confesionale, delegați din diferite circumscripții electorale, precum și numeroși preoți împreună cu păstoriții lor, care au făcut parte din cei peste 100.000 de români transilvaneni prezenți pe câmpul Ihorea de la Alba Iulia. O zi de neuitat. O duminică în care clopotele bisericilor chemau la slujba învierii și unirii neamului românesc. După Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, s-a întrunit Adunarea Națională Constituantă, la care au participat cei 1228 de delegați oficiali, toți prezenți pentru a vota unirea.
după constituirea Comisiei de Validare a Mandatelor, a fost ales Biroul Marii Adunări Naționale, care avea 3 președinți: Gheorghe Pop de Băsești, episcopul Ioan Ipap al Aradului, episcop ortodox, și Demetriu Radu al Oradiei, episcop greco-catolic. Între vorbitorii de la Tribuna Mare Adunări Naționale s-au numărat și slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Astfel, în cuvântul său, Miron Cristea, episcopul Caransebeșului, a amintit de suferințele românilor transilvaneni și de lupta lor pentru dreptate, libertate și unitate, din rândul cărora n-au lipsit nici clericii Bisericii Ortodoxe. Simțesc că astăzi, prin glasul nostru unanim, vom deschide larg și pentru totdeauna porțile Carpaților, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viață românească. După citirea întregii hotărâri de unire, au fost aleși cu aclamații 212 membri ai Marelui Sfat Național, un fel de parlament din care făceau parte și clerici români, episcopi, profesori de teologie, protopopi și preoți. La încheierea lucrărilor a luat cuvântul Ioan Ipap, episcopul Aradului, care, între altele, a spus: "Ne-am prezentat acum în corpore la această mare sărbătoare națională ca să dăm probe învederate că de ori câte ori se tractează despre soarta neamului românesc, clerul și poporul credincios, ca fii adevărați, sunt una în cugete și simțiri, sunt una în dorințele și aspirațiile naționale." După 2 săptămâni, delegația Marelui Sfat Național din Transilvania, din care făceau parte alături de Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voievod, episcopul ortodox Miron Cristea și Iuliu Hosu, episcop greco-catolic, a prezentat la București regelui Ferdinand actul unirii Transilvaniei cu România. În ajunul Crăciunului, acest act se consfințea legal printr-un decret. Unirea Transilvaniei cu România a fost recunoscută apoi și la Conferința de Pace de la Paris, prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920. Pentru noi, românii, anul 1918 a fost un an providențial. La 27 martie 1918, Basarabia, lacrima neamului românesc, revenea la patria mamă. La 28 noiembrie 1918 era rândul Bucovinei, pentru ca la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, să se împlinească unul din dezideratele națiunii române: desăvârșirea statului național unitar român. Întreaga Biserică Ortodoxă Română, cler și popor, și-a adus contribuția la lupta de emancipare a națiunii române și la îndeplinirea unui ideal de multe veacuri: unirea tuturor românilor într-un singur stat. Oamenii bisericii au acționat prin cuvânt și faptă, prin predică și pastorală, prin îndemn și acțiune directă, prin luptă și implicare, la realizarea unirii din 1918, aflându-se, spre vrednica lor pomenire, în primele rânduri ale luptei pentru unitate națională.